Salutare! Astăzi o să învățăm unul dintre cele mai ușoare acorduri la chitară, acordul de la minor. Pentru a cânta la minor, avem nevoie de două sau trei degete așezate în primele două spații pe griful chitarei. Cea mai simplă variantă ar fi prin apăsarea degetului 2, coarda a treia, spațiul 2, și degetului 1, apăsăm cu degetul 1 în primul spațiu pe coarda a doua. Trebuie să avem grijă aici la degetul 1 când apăsăm să nu atingem coarda întâi, pentru că este posibil să nu se audă. Deci degetul 1 să încercați să apăsați cât mai perpendicular pe coardă ca să se poată auzi ambele corzi. Așadar, cea mai simplă variantă care înseamnă a cânta doar pe primele trei corzi, de a ciupi doar de primele trei corzi, este chiar aceasta. Degetul 2, coarda a treia, degetul 1, coarda a doua. Deci, ciupim primele trei corzi. Cel mai simplu la minor, la do mi. Exact notele de bază ale acordului. La do mi. Dacă vrem să cântăm pe mai multe corzi, în aceeași poziție, putem adăuga degetul 3 în acest acord, dar doiul, degetul 2 se mută pe coarda a patra în același spațiu, în spațiu 2, iar degetul 3 îi ia locul. Și astfel, dacă începem de la coarda a cincea, avem tot o variantă de la minor, practic aceasta cred că este cea mai folosită, cea mai comună, cea mai cunoscută de toată lumea, acordului de la minor. Asta e varianta mai simplă, în care apăsăm doar două degete, nu trei, dar și ciupim de doar de primele trei corzi. Bineînțeles, putem să ciupim și de bas aici, dacă ciupim cu patru degete. Deci avem la în bas și la do mi, primele trei corzi. Sau varianta în care punem și degetul 2 pe coarda a patra și 3 pe coarda a treia. Ciupim de toate cele cinci corzi. Acestea sunt cele două variante, cele mai ușoare, cele mai simple, prin care putem să cântăm un acord de la minor. Pentru variante mai avansate, adică în poziții mai înalte pe grif, cu bare sau fără, dar în poziții mai avansate pe grif, o să te rog să dai click pe următorul link ca să urmărești tutorialul respectiv dedicat acordului de la minor în poziții mai avansate pe grif. Dacă ți-a plăcut acest clip, dă un like, dă un share eventual, de ce nu, și lasă-mi și ceva comentarii, ceva gânduri în secțiunea de comentarii de mai jos. Îți mulțumesc că m-ai urmărit, pe curând!